nici opera lui arheologică nu mai este cercetat. Au apărut câteva studii despre două dintre cărțile lui. Cea mai importantă, studiu fundamental, este acela Trezor de, scris în franțuzește, Le Trésor de Petrosa, Tezaurul de la Petrosa, o carte care a avut ecou, pe care a scris-o foarte greu și nici s-a încheiat-o până la urmă. Este și astăzi o carte de căpătâi, pe care aș compara-o doar cu getica lui Vasile Pârvan. Un alt caz în literatura noastră, un mare învățat, care a murit la 45 de ani. E bine, getica lui este o carte despre daci și vechile neamuri și vechea civilizație din jurul Daciei, care, mă rog, n-a putut fi reluată, n-a putut fi până la acum în trecut. Și-a legat numele de unul dintre capitolele de artă veche care nu fusese cercetat până la el. Este vorba de arta primului mileniu, de tezaurele primului mileniu și în special de tezaurul de la Pietroasa. El este cel care, într-un fel, prin volumele masive apărute la Paris în limba franceză, Le Trésor de Petrosa, Tezaurul de la Pietroasa, a inaugurat erudiția în materie de cercetare istorică și arheologică la noi. Tezaurul de la Pietroasa este o capodoperă. El, în primul rând, el este cel care, cu o intuiție genială, a stabilit perioada în care a fost lucrat acest tezaur, populațiile germanice care i-au aparținut și a fost un înnoitor pe plan european. În tot ce este cercetare europeană la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX în materie de artă și cultura primului mileniu creștin, Odobescu este cercetat, e citat întotdeauna cu această lucrare fundamentală. O lucrare care a fost răspândită foarte repede în Europa. Culmea este, cum se întâmplă, a fost sabotată de unii contemporani chiar în Academia în care Odobescu era membru, dar i-a stânjenit pe unii și cu cultura lui și cu marea sa faimă internațională. Odobescu are o familie foarte complicată, are o biografie foarte complicată. Și el și Sasha, soția lui, pe care a stimat-o, a iubit-o și a stimat-o în felul său, ei, acestei soții foarte fidele și foarte inteligente, îi adresează cea mai mare parte dintre scrisorile lui. Îi scria aproape în fiecare zi. De unde ar fi? Aici, în România, sau câtă vreme a fost diplomat la Paris. Ei, această corespondență, vom vorbi poate ceva mai încolo despre ea, mi se pare una din operele epistolare cel mai importante din secolul nostru, secolul romantic, secolul al XIX-lea. N-aș putea să mă refer la opere similare decât în cazul lui Maiorescu, corespondența lui Maiorescu, corespondența lui
Ion Ghica, al lui Cogălnicianu, mai ales tânărul Cogălnicianu, scrisorile adresate Băbacăi, cum zice el, tatălui său, și, evident, un contemporan al lui Maiorescu, al lui Odobescu, și anume Duidu Zamfirescu, ceva mai tânăr. Ceva mai tânăr, nu-l uit de asemenea pe Caragiale și Eminescu. Aceștia sunt mari corespondenți ai secolului. Cum am încercat să dovedesc în această carte, Odobescu este cel mai important dintre ei, pentru că corespondența lui este foarte variată și cuprinde momente dramatice. Se știe doar că el s-a sinucis. S-a sinucis după ce intrase într-o dramă sentimentală. N-a mai avut tăria să iasă din ea și atunci a găsit această cale tragică, nu înainte însă de a adresa trei scrisori, care sunt în felul lor absolut formidabile. Una e adresată soției și fiicii sale, a doua este adresată prietenului său, Anghel Demetrescu, cu detalii extraordinar de importante. Și, în fine, a treia, ministrului învățământului de atunci, care era un chimist. Deseori, când trec prin fața Ateneului Român sau când sunt în Ateneul Român, când mă duce la Odobescu. De ce? Pentru că în 1888, când Ateneul a fost construit, știți bine, prin acel efort al mai multor oameni de bine în frunte cu Exarhul, care a lansat faimosul slogan "Dați un leu pentru Ateneu", de aceea se și spunea bășica lui Exarhul între bucureșteni. Acest monument public impresionant, datorat arhitectului francez Galeron, a fost practic inaugurat prin conferința lui Odobescu despre clădirile circulare din, cum era Ateneul, din istoria arhitecturii. Este o superbă incursiune și o descriere a acestui lăcaș atât de important. Uneori noi, românii bucureșteni, ne dăm seama ce valoare avem prin acest lăcaș. Sigur, i s-a adăugat și fresca Ateneului după aceea, mult după epoca lui Odobescu, și adaug într-o paranteză. Îmi place să o fac întotdeauna, am făcut-o și în prezența Preafericitului Patriarh Daniel. Această frescă din Ateneu a fost salvată grație unui mare patriarh al românilor, care a fost Justinian. Am închis paranteza, fiindcă vorbim de Ateneu. Această conferință a lui Odobescu a fost cea care, răspândită în niște condiții grafice tipărite, remarcabile, făcută cunoscută în tot publicul intelectual românesc, această clădire care relua structuri simbolici ale vechilor clădiri circulare, care în arta creștină au fost fie baptistere, fie hipogee.